Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Tărâmuri nelegiuite, episodul 7. Gulfem și Davut au decis să meargă pe căi separate. În timp ce Gulfem speră că planul tatălui ei o va elibera de legătura cu Ali, Davut își concentrează atenția asupra celor aflați în nevoie. În primul rând, el recuperează armele furate de la Casapoglu și apoi se implică în ajutorarea văduvelor minierilor care se confruntă cu lipsa hranei. Aflând de la Gulfem că Ali a sustras alimente destinate muncitorilor, Davut intervine, furându-le pe acestea și distribuindu-le minierilor. În paralel, Asude descoperă că este însărcinată, iar Yavuz pune la îndoială paternitatea copilului. Realizând că Yavuz a manipulat-o și că nu avea intenția serioasă de a se căsători cu ea, Asude își dă seama că a fost înșelată. Într-un alt plan, Behice decide să se despartă de Yavuz când află adevărul. Malik află că Ali a rupt legătura cu mama sa, care lucrează într-un bordel, pentru a-și proteja reputația. Malik amenință că îl va dezvălui pe Ali dacă nu o lasă pe Gulfem în pace. Cu sprijinul prietenilor săi, Ali reușește să distrugă documente și dovezi care ar putea o lega pe mama lui de el, învinându-le astfel pe Malik. În cele din urmă, Malik se predă, evitând astfel ca Gulfem să fie silită să se căsătorească cu Ali. Pe de altă parte, relația de prietenie și parteneriat dintre Casapoglu și Davut continuă să se dezvolte. Casapoglu observă atracția fiicei sale pentru Davut și îi propune acestuia să se căsătorească cu ea. Cu toate acestea, într-un moment de clarificare, Davut îi spune lui Hatce că aceasta este ca o soră pentru el în același timp. Gulfem se apropie de Davut, crezând că între el și Hatce există o relație. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.